Sebi, azi ai făcut un meci bun și ai dat și gol. Da, ne bucurăm de această victorie, așteptăm meciul la Timișoara, avem un moral bun, sperăm să câștigăm, păcat că nu joacă și Gelu. Te bucur că ai dat gol? Da, mă bucur foarte tare. Cum e să dai gol? Bine. Aștept să dau și meciul următor de gol, să mă ajut echipa, să câștigăm meciul. Crezi că puteți și fără Gelu să găsiți o formulă de joc care să poată să vă aducă măcar un punct în deplasare de la Timișoara? Da, oricare intră de pe bancă, îi dorește să ia gol, să joace cel mai bine și sper să lucrează cu bine pe Gelu. Știi că o să fie sute, poate chiar 1000 de spectatori care sunt recunoscuți ca fiind fanatici. Crezi că o să aveți emoții în fața unei asemenea galerii ostile? Nu, cred că o să avem emoții, o să ajute puțin și galeria pe ei. Dar sperăm să fie mai bun chei să câștigăm. Noi vă dorim succes la toată echipa și ție personal să prinzi primul 11 și să joci bine și chiar să dai gol. Da, mulțumim. Succes, Ebi. Mulțumim.